Inteligența artificială a ajuns deja să fie folosită pe post de psiholog în Statele Unite de către oamenii care nu-și permit să apeleze la un astfel de specialist. ChatGPT, de exemplu, oferă răspunsuri general acceptate și sfaturi corecte din punct de vedere moral. Poate înlocui însă interacțiunea umană? Este întrebarea care se ridică. Facem un experiment și am să pun inteligenței artificiale mai multe întrebări de natură emoțională. Haideți să începem. Am să întreb mai întâi, de câteva zile simt o stare de tristețe care nu mai trece. Ce pot să fac? Să vedem răspunsul. Îmi pare rău să aud că te confrunți cu o stare de tristețe prelungită. Este important să acorzi atenție stării tale emoționale și să iei măsuri pentru a-ți îmbunătăți sănătatea mentală. În cele ce urmează, voi sugera câteva metode care ar putea ajuta. Și urmează o serie de sfaturi care includ căutarea unui sprijin în persoanele apropiate, îngrijirea personală, identificarea cauzelor tristeții, ajutorul specializat sau practicarea exercițiilor fizice. Continuăm cu o întrebare de asemenea sensibilă. Cum îmi dau seama dacă este momentul să închei o relație? Decizia de a încheia o relație este una personală și poate fi extrem de dificilă. Cu toate acestea, există unele semne și factori care pot indica faptul că este indicat să iei în considerare acest pas. Răspunde inteligența artificială și oferă o listă care include lipsa respectului, infidelitatea sau nefericirea în doi. În Statele Unite, ChatGPT a devenit popular printre oamenii care au nevoie de sfaturi pentru rezolvarea problemelor emoționale. Sunt atrași de faptul că e simplu de folosit și gratuit. Tot peste ocean, în ianuarie, o aplicație de sănătate mentală a înlocuit voluntarii cu inteligență artificială. Utilizatorii nici nu și-au dat seama de diferență, ba chiar mulți au acordat un rating foarte mare conversațiilor. Totuși, sunt doar avantaje la mijloc. Trebuie să ținem cont de faptul că interacțiunea umană este cea mai importantă și în succesul unei terapii foarte mult contează relația terapeutică, relația de încredere, relația de susținere pe care persoana care are nevoie de ajutor o simte de la terapeut. Ajutorul inteligenței artificiale e o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, ChatGPT interzice conținutul ofensator, iar sfaturile pot fi utile. Totuși, discuțiile interminabile cu un robot în locul oamenilor pot duce la înstrăinare. Noi, oamenii, suntem animale sociale și avem nevoie de interacțiunile cu ceilalți. E importantă prietenia în viața noastră, sunt importante relațiile cu familia noastră de origine, cu colegii de serviciu. Este indicat să folosim inteligența artificială pe post de psiholog? Răspunsul vine chiar de la program. Este important să ții cont că nu sunt un psiholog sau terapeut licențiat. În cazul în care ai nevoie de sprijin și de sfaturi de natură generală, pot încerca să te ajut cu informațiile disponibile în baza mea de date. Totuși, nu pot înlocui interacțiunea umană și expertiza oferite de un specialist în domeniu.